Ați avut astfel de situații când stai și discuți cu cineva și înțelegi că nu te privește în ochi? La prima vedere deranjează. Dar, din altă parte, de ce nu, dacă este frumos? Și după cum ați înțeles, astăzi vom vorbi despre piept și mai exact despre mușchii pectorali. Vă salut cu drag, eu sunt Ina Chișlaru și bun venit pe canalul meu Fitness Mama. Astăzi vom avea un antrenament pentru mușchii pectorali. 5 exerciții împreună cu mine. Să începem! Primul exercițiu, flotări din genunchi. Palmele trebuie să fie poziționate la nivelul pieptului atunci când coborâm. Spatele drept și 30 de secunde lucrăm în așa mod. Începem! Aveți grijă abdomenul să fie tras. Expirăm de fiecare dată când ne ridicăm, ducem coatele pe laterală. Toată atenția este asupra pectoralilor, deja se fac simțiți. Expirăm numai decât, nu reținem respirația, nu dezduim coatele. Și ultima repetare. Continuăm cu al doilea exercițiu, flutureri cu gantere. Coborâm pe covoraj, ridicăm brațele flexate un pic în coate deasupra ochilor, ducem pe laterală, coborâm la nivelul pieptului, astfel încât să atingem solul cu coatele și revenim la nivelul ochilor. Începem, 30 de secunde, start! Expirăm! Ne imaginăm de parcă vrem să îmbrățișăm un cerc și aducem brațele așa în formă de cerc. Simțim pectoralii cum lucrează, ridicăm brațele doar din contul pectoralilor, expirăm, găsim un punct pe tavan și fixăm privirea, controlăm fiecare mișcare, ultima repetare, stop. Din aceeași poziție vom face următorul exercițiu, presă cu gantere, la fel pentru mușchii pectorali. Ne sprijinim pe omoplați, de parcă mă împinge umerii spre sol. Ridicăm brațele, mereu sunt un pic flexate în coate și coborâm la nivelul pieptului, ridicăm la nivelul ochilor. Începem, 30 de secunde. Presăm. Când ridicăm, presăm și simțim pectoralii. Aveți grijă să controlați mișcarea, să ridicați greutățile strict deasupra ochilor, coborâm la nivelul pieptului. De parcă am desenat un triunghi. Privirea spre tavan. Și ultima. Revenim. Lăsăm greutățile și ne ridicăm cu spatele rotund. Următorul exercițiu, iarăși flotări, doar că priza va fi mai largă, vom îndepărta brațele cu degetele spre exterior. Haideți împreună cu mine, veți simți altfel acest exercițiu, dar și pectoralii. Brațele larg îndepărtate, la nivelul pieptului, coborâm 30 de secunde. Important, degetele să privească pe laterală. Bine? Iarăși cu sprijin pe genunchi, start! Expirăm, coborâm mai jos, coborâm atât cât putem, important este să simțiți pectoralii, mențineți spatele stabil, abdomenul este încordat și tras spre interior, foarte bine, ne menținem încă puțin, eu știu că deja se simt pectoralii foarte bine, foarte bine, 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 da? Continuăm și ultima repetare. Stop. Revenim în poziție pe șezut și anume din această poziție vom face ultimul exercițiu din acest top 5 pe care l-am pregătit pentru astăzi. Putem lua o greutate, dar putem imaginar să avem o greutate între palme, vom face presa lui Sven din această poziție, unind palmele și apăsăm foarte tare peste palme, una peste cealaltă, împingem înainte spre nivelul ochilor,
și revenim. Încercați cu mine și deja se simt foarte bine pectoralii. Dacă doriți, puteți să luați greutatea și apăsați peste greutate. 30 de secunde, începem. Ridicăm la nivelul ochilor, revenim. Expirăm. Aducem la nivelul pieptului, ridicăm la nivelul ochilor. De fiecare dată apăsăm. Este un exercițiu foarte bun și eficient. Important să-l facem corect. De aceea apăsăm peste palme de fiecare dată și simțim pectoralii foarte bine. Încă lucrăm. Și haideți, ultima, apăsăm. Lăsăm brațele, ne relaxăm. Mai multe exerciții puteți găsi în maratoanele din Școala Fitness Mama. În descrierea sub acest video voi lăsa linkul. Mușchii pectorali la fel trebuie antrenați ca și ceilalți mușchi, de aceea să nu îi omiteți în niciun caz. Vă cuprind și ne vedem la următoarele antrenamente.